Îl binecuvântăm pe Dumnezeu în seara aceasta. Vă binecuvântăm în numele Domnului pentru că ați venit în seara aceasta. Și dorința inimii mele este, Biblia spune, unde sunt doi sau trei adunați, dar doi sau trei adunați în numele Domnului Iisus. Pentru că atunci când sunt doi sau trei adunați în numele Lui, slava Lui Dumnezeu este în cortul acesta. Noi nu vrem altceva decât slava Lui Dumnezeu. Nu vrem altceva decât prezența Lui Dumnezeu. Când slava Lui Dumnezeu și prezența Lui este în cortul acesta, în seara aceasta, va fi liniște și pace, va fi rugăciune, va fi ascultare de cuvântul Domnului, vor fi inimi smerite și zdrobite înaintea Lui Dumnezeu. Binecuvintează-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi și toată biserica, toată adunarea să spunem un amin. Dacă dorim lucrul acesta în seara aceasta, Domnul îl va face. El nu este ca noi oamenii. Biblia spune că El se ține de promisiune. Mai mult decât atât, cuvântul Domnului spune că dacă doi și trei se învoiesc să ceară un lucru de la Domnul, ce face Domnul? Îl dă! Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele Domnului! Aș dori să vă spun de la început, vrem din toată inima fiecare dintre noi să fim responsabili înaintea Domnului. Și mă refer la toți cei care suntem creștini pocăiți. Aș vrea din toată inima să ne rugăm în locul nostru. Nu discuții, nu vorbe, ci am vrea rugăciuni. S-au făcut eforturi deosebite, s-au făcut cheltuieli și am dorit ca Domnul să scoată la mântuire. Lăudați să fie numele Domnului Iisus. Și dacă aveți această dorință, înseamnă că suntem sub dragostea lui Dumnezeu, care dorim mântuirea altora și vrem să facem eforturi pentru ca oamenii să vină la mântuire. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Aș citi pentru prima rugăciune și Domnul mi-a pus pe inimă să citesc un cuvânt din Isaia, capitolul 43, de la versetul 1. Dragostea lui Dumnezeu pentru tine, pentru mine, pentru noi toți, providența lui Dumnezeu pentru noi, lăuda să-i fie numele. Și cuvântul Domnului spune în felul următor: Acum în seara asta, acum în momentul acesta, așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și Cel ce te-a întocmit Israele: nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine. Lăuda să fie numele Domnului. Haideți, cu toată responsabilitatea, cu toată dragostea, cu credință, să ne aplecăm capetele înaintea Domnului, să venim cu o rugăciune și să-i spunem Domnului: Doamne, vrem prezența Ta, folosește-te de slujitorii Tăi, la cântare, la predică, Duhul Domnului să fie peste ei cu ungere de sus. Deschide inima, Doamne, a poporului Tău, deschide inima celor care nu Te cunosc și fă în seara aceasta să ia aminte, să se întoarcă la Tine, să se pocăiască. Amin? Haide să intrăm la rugăciune. Te binecuvântăm. Aleluia, Te slăvim. Te preamărim pe Tine, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Păstorul nostru drag și scump, Mântuitorul nostru, Doamne, care ne-ai binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, care ne-ai ocrotit, care ne-ai păzit,
care ai binecuvântat serile acestea, cortul acesta și ne-ai binecuvântat și în seara aceasta, Doamne, cu frați binecuvântați, Doamne, slujitori binecuvântați, la care te rugăm pe tine, Domnul meu. Aleluia, Cel ce poți totul, Cel care cunoști inima fiecăruia, acela, Doamne, care lucrezi în viața fiecăruia dintre noi, vino și lucrează, Doamne, cum lucrezi Tu, nimeni nu poate lucra. Tu lucrezi în chip minunat, o Doamne, și binecuvântat. De aceea te rugăm, binecuvintează pe fiecare în parte, pe frați, pe surori, Doamne, pe copii, pe tineri sau bătrâni. Binecuvintează, Doamne, pe prieteni, pe oamenii care au venit să asculte, Doamne, mesajul biblic. Te rugăm să le deschizi inima, mintea, să o faci să înțeleagă mesajul Tău din seara aceasta. Și nu dorim altceva decât să faci bucurie în cer, prin prezența aceasta să se pocăiască, Doamne. Folosește-te de slujitorii Tăi la cântare, Doamne. Nu doresc altceva decât ungele de sus, sub slava Ta, sub prezența Duhului Tău cel Sfânt, o Doamne, să fii cu noi aici, în casa Ta de rugăciune. Folosește-te de fratele nostru, Doamne, Cristian Ionescu. Binecuvintează-l cu mesajul venit de sus de la Tine, prin Duhul Sfânt. Și lasă binecuvântarea Ta, Doamne, peste el. Ungere proaspătă vrem, Doamne, ca în așa fel orice inimă, Doamne, să primească cuvântul Tău cu bucurie. Îți mulțumim, Doamne, Te binecuvântăm pentru că Tu ești Domnul și Împăratul sufletelor noastre. Dăm slavă numelui Tău pentru toate lucrurile. Aleluia! Așa cum stăm, aș dori să înaintăm în rugăciune mai departe prin fratele nostru Bobia lui Moise și doresc ca Domnul să-l binecuvinteze. Părinte, Doamne, din ceruri, venim înaintea Ta acum. Nu că merităm noi, Doamne, nu că faptele noastre, Doamne, merită prezența Ta, dar îndurarea Ta cea mare s-a arătat peste noi și în seara aceasta, Doamne, prin faptul, Doamne, că ne-ai adunat aici, în locul acesta, și proclamăm locul acesta un loc de întâlnire cu Tine, un adevărat Betel, Doamne. Te rog, fă ca cuvântul Tău din seara aceasta să pătrundă inimele, Doamne, plecând din locul acesta să fim niște oameni schimbați. Deschide-ne mintea, Doamne! Deschide-ne inima, Doamne! Deschide-ne ochii inimii, Doamne! Deschide-ne urechile, Doamne! Să auzim cuvântul Tău! Doamne, binecuvintează pe cei ce au venit aici cu probleme personale, Doamne! Cu probleme de boală, Doamne! Cu greutăți legați de diavolul, Doamne! Cu lanțuri grele! Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să le dezlegi! Îți mulțumim că Tu lucrezi mai mult decât merităm noi, Doamne! Pentru lucrul acesta Te rugăm! Lasă-Te găsi de noi, Doamne! Lasă-Te aștepta de noi, Doamne Dumnezeule! Și îți mulțumim! În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Vă rog în mod respectos să vă reașezați pe locurile dumneavoastră. Încă o dată vă binecuvântăm în numele Domnului pentru toți care luați parte împreună cu noi. Doresc din toată inima, așa cum spuneam, slava lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt să fie peste fiecare ființă în seara aceasta. Și din nou vă reamintesc, prezența lui schimbă inimi. Prezența Lui smerește, prezența Lui te face să stai în ascultare, prezența Lui te face să ții copilul lângă tine, ca să poți să asculți mesajul Lui Dumnezeu și toată lucrarea care se va face aici. Doresc ca frații noștri care au venit din București, Domnul să-i binecuvinteze, să laude pe Domnul cu un set de cântări, două, trei cântări, Domnul să-i binecuvinteze. Și apoi am dorit ca la primul îndemn de rugăciune, fratele nostru Ioan de la Râmnicelu, păstorul județean, Domnul să-l binecuvinteze, va veni cu acest îndemn din partea Domnului la rugăciune și dorim ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să le ia în primire și toată biserica să spunem. Lăudați să fie Domnul, Dumnezeu să vă binecuvinteze, frați și surori. În primul rând, mulțumesc Domnului că sunt aici,
împreună cu dumneavoastră și vrem să ne bucurăm pentru această binecuvântare din partea Domnului. În al doilea rând, mulțumesc fratelui Merlin pentru invitație, Dumnezeu să-l binecuvinteze, pe toți slujitorii dumneavoastră, pe toți slujitorii care i-a așezat Domnul aici, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Din toată inima mă bucur, este o mare bucurie pentru mine, o onoare să fiu împreună cu fratele Cristian Ionescu, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Îi spunem un bun venit și tot ce face pentru comunitatea noastră de romi din România, Dumnezeu să-i răsplătească, să-l binecuvinteze Domnul. De asemenea, îl văd aici și pe domnul Nicu Păun, Dumnezeu să-l binecuvinteze, prietenul nostru din comunitatea de romi din București, din Fântânele, din Biserica Maranata, Biserica de Rom, din Dămăroaia. Vă urăm har și pace de la Domnul Iisus. Vă urăm multă sănătate și vrem să vă spunem că suntem alături de dumneavoastră și de acolo, din București, se vede și se simte un suflu nou aici, la Slobozia Bradului. Lucrarea care a început se simte și la noi în București și spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să facă să strălucească fața Lui peste dumneavoastră, să ridice Domnul slujitori în mijlocul dumneavoastră, să vă bucurați și împreună cu toți, să mergem în împărăția Lui Dumnezeu, care în curând se va arăta. Lăudați să fie Domnul! Doresc să lăudăm pe Domnul din toată inima, să ne bucurăm. Spune cuvântul că Domnul se coboară în mijlocul laudelor. Haideți să lăudăm pe Domnul, că-și merită. Ne-a binecuvântat să fim împreună, este harul Lui. Psalmistul David spune, prin îndurarea ta pot să intru în templul tău și să mă închin cu frică. Lăudați să fie Domnul, este îndurarea Lui, este harul Lui, că suntem aici. Haideți să profităm de harul Lui Dumnezeu. Ne deschidem inimile și lăudăm pe Domnul și Domnul să vă binecuvinteze. În numele Te proclamăm Duh de viață. În numele Te se ridică o armată. Ridică, Doamne! Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească acolo unde Duhul tău curge viață. În numele tău proclamăm Duh de viață. În numele tău se ridică o armată. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească acolo unde Duhul tău curge viață. Lăudăm pe Domnul. Numele tău proclamăm Duh de viață. Să chem viață, Duhul Celui Sfânt de sus, să vestesc eliberare celor ce sunt lanțul pun. Numele Tău, în numele Tău proclamăm Duh de viață.
când El vorbește, când El vorbește, morții în viață. Biserică, fraților și surorilor, am o mare bucurie în această seară ca să fim împreună cu frații pastori, Dumnezeu să-i binecuvinteze, și împreună cu mai mulți frați din mai multe biserici și cu dumneavoastră în mod deosebit să putem să fim parte la sărbătoarea dumneavoastră. Asta așa cum cântam: dacă Domnul nostru Iisus Hristos nu era parte, să ia parte cu noi la această sărbătoare. Sărbătoarea aceasta n-avea semnătate, n-avea importanță, n-avea valoare. Însă dacă e valoare sărbătorii respective, dacă zilele acestea ale valoare, este că Dumnezeu este prezent, și unde Dumnezeu este prezent, El face mari minuni. Lăudați să fie Domnul! Să vă ocupați locul, să nu vă țin, vă rog, respectos, ocupați-vă pentru puțin locurile, să nu vă țin mult în picioare. Însă aș vrea să vă motivez să ne rugăm în această seară. Suntem veniți în locul acesta din mai multe părți și fiecare din noi ne confruntăm cu probleme. Însă așa cum spuneam, la această sărbătoare Dumnezeu este prezent. Și dați-vă să vă spun că Dumnezeu este un Dumnezeu care a rânduit sărbătorile. Mi-aduc aminte și dați-vă să vă spun că în Biblie ne arată un exemplu că era o sărbătoare. Și la această sărbătoare Biblia ne arată în cartea lui Samuel pe timpul împăraților că era o familie, anume Ana, Elcana, care ei săsuiau, aveau obiceiul acesta să săsuie o dată pe an la o sărbătoare. Și Biblia ne arată și Biblia ne spune că ei săsuiau la sărbătoarea aceasta cu dorința să se închină Domnului. Oameni buni, noi suntem adunați în locul acesta și aș vrea ca Dumnezeu să pună în noi dorința aceasta. Ce dorință? Să venim aici să ne întâlnim cu Dumnezeu. Să venim aici să ne închinăm înaintea Domnului. El este Stăpânul, El este Domnul, El este Împăratul, El a păzit și a îngăduit ca noi, familia noastră, bisericile noastre,
să fim ocrotiți, să fim păziți, să fim binecuvântați. Dumnezeu să fie binecuvântat. Asta familia aceasta și, dacă vreți, în mod deosebit, Ana, avea o problemă. Ea, ori de câte ori să suia, spune versetul 7, că ea să suia la casa Domnului. Asta, la casa Domnului, când se sună, ea avea și, spune acolo, o potrivnică pe nume de Penina, care ea nu stătea cu minte, nu-i dădea pace, și ori de câte ori să suia la casa Domnului, când ea venea să-și spună și ea oful și durerea și amărăciunea, să se închină Domnului, să stea de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu să asculte, Dumnezeu să rezolve problema, ea era înțepată de protivnica ei. Dar și vreau să vă spun că și noi uneori venim aici în casa Domnului și avem durerile noastre, avem suferințele noastre, avem motivele noastre să ne închinăm înaintea Domnului. Să protivnicul nostru, diavolul, nu stă nepăsător și el uneori aruncă cu săgeți arzătoare și vine cu descurajare și vine cu îndoială și vine și poate că uneori ne atacă, te rogi tu, nu știi cine ești. Să dați-mi voie să vă spun că aici este Dumnezeu prezent. Dar numai că Dumnezeu e prezent, aici Dumnezeu este și stăpân. Și dacă Dumnezeu este prezent și dacă Dumnezeu este stăpân, El are toată puterea. El are tot controlul. Încrede-te în Domnul. Cheamă-L pe Dumnezeu de partea ta. Spune lui Dumnezeu problema ta. Femeia aceasta, Ana, chiar dacă era înțepată, chiar dacă era tulburată, chiar dacă avea o durere în inima ei, ea știa un singur lucru. Când Eli s-a uitat către Ana, Eli la prima vedere a constatat și se gândea el că femeia aceasta este o femeie beată, probabil că gândea că este o femeie stricată. Să știi ce spune femeia aceasta? Nu, Domnul meu, eu nu sunt nici beată, nici n-am consumat băuturi amețitoare. Nu sunt nici o femeie stricată, însă eu viu aici, în casa Domnului, ca să-mi văd focul inimii mele. Eu am o durere. Are cineva o durere? Cine are durere? Cine are nevoie de Dumnezeu? Cine are probleme? Toți avem. Aici Dumnezeu onorează pe fiecare și onorează credința Lui. Însă femeia aceasta îl prețuia pe Dumnezeu, prețuia pe oamenii lui Dumnezeu. Să știi ce spune cuvântul mai departe, că omul acesta pe nume ele, când a constatat că ea, în tăcerea ei și în supărarea ei, ea să dea de vorbă cu Domnul și căuta rezolvare, și ce spune cuvântul Domnului mai departe, versetul 15, apoi 17, 16, 17, 18, că omul lui Dumnezeu s-a adresat pe nume ele către ea și a spus: Dumnezeu să asculte rugăciunea ta și să aducă izbăvire. Asta, partea bună care îmi place cel mai mult este că femeia aceasta pe nume Ana a crezut pe Dumnezeu și a crezut pe oamenii lui Dumnezeu și a spus: așa să fie după cuvintele tale. Dumnezeu să fie binecuvântat. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Iubită biserică, surorilor, în seara aceasta Dumnezeu ne vorbește. Fraților, în seara aceasta Dumnezeu ne vorbește. Dumnezeu a vorbit prin Eli, Luana, și Ana a crezut și a primit cuvântul care Dumnezeu l-a rostit prin ele, prin Eli. Și pentru că l-a crezut și l-a pus în practică, versetul 18, că i-a plecat, a început să mănânce și fața ei s-a luminat. Oameni buni, surorilor și fraților, Dumnezeu ne vorbește prin oamenii lui Dumnezeu. În seara aceasta, primiți cuvântul Domnului. Primiți binecuvântarea lui Dumnezeu, primiți promisiunea lui Dumnezeu, credeți! Și dacă noi vom crede, vom primi binecuvântarea Domnului, vom primi binecuvântările lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm să spunem: Doamne, zilele acestea sunt speciale pentru noi. Este sărbătoarea, dacă vreți, satului dumneavoastră. Sărbătoarea, mai spun cuvântul acesta și imediat ne rugăm. Sărbătoarea, dacă vreți, aduce trecutul în prezent. Asta este rolul sărbătorii.
să ne amintească ceea ce s-a întâmplat mai înainte ca noi. Asta, dacă noi suntem la această sărbătoare, suntem pentru că Dumnezeu a schimbat comunitatea noastră. Ce n-a putut să facă oamenii, ce n-a putut să facă poate că unul sau altul, să nu vorbesc prea mult. Singurul care a putut să schimbe comunitatea din Zobozia Bradului, din Râmnicelul, din Bărbulești, din Țăndărei și din toate bisericile, a fost unul singur, Dumnezeu. Să recunoaștem, fraților, că dacă Dumnezeu nu era de partea noastră, ce era cu viața noastră? Asta, Dumnezeu a schimbat familii, a schimbat comunități și acum putem să ne bucurăm de pace pe străzile noastre. Frate Ionescu, Dumnezeu a făcut mari schimbări în localitatea aceasta, dar și la noi. Cu iertare, poate că autoritățile s-au chinuit să facă ce puțin la noi în județul Buzău. Era odată, mai spun cuvântul acesta, niște frați din Viena, din Elim, a făcut o evanghelizare în Buzău, a avut probleme cu poliția. Însă poliția i-a chemat și a zis, domnule, cine sunteți? Cum vă numiți? Ce religie aveți? Și oamenii au spus, noi suntem penticostali. Și nu știau, șeful, comandatul poliției nu știa. Dar am spus să-l întrebați, sunteți ca aia de la Râmnicelul? Și frații noștri au zis, da, noi suntem ca aia de la Râmnicelul. Noi am fost la ei, am făcut evanghelizări, i-am vestit cuvântul. Și ce a spus comandatul, dacă sunteți ca aia de la Râmnicelul, pentru că Râmnicelul a venit pacea și a venit soluția, atunci mergeți și faceți evanghelizări în continuare. Asta este Dumnezeul nostru. Dumnezeu schimbă. Asta este Dumnezeul nostru. Când ne ridicăm să ne suim la sărbătoarea aceasta cu dorința să ne întâlnim cu Dumnezeu și când ne închinăm înaintea Lui, Dumnezeu onorează rugăciunea. Și ceea ce nu putea să facă oamenii, ce putem să nu facem noi, depresie, descurajare, divorțuri, certuri, Dumnezeu rezolvă problemele acestea. El este soluția comunității noastre. El este soluția omenirii. El este soluția județului Vrancea, județului Buzău. El este soluția fiecărui în parte. Să ne închinăm înaintea Lui în această rugăciune care urmează. Să vrem, Doamne, vrem cuvântul Tău în această seară să ne vorbească, să ne rugăm Domnului. Doamne, ne închinăm de Tine. Doamne, pe care l-ai dat la timpul acesta de rugăciune. Mulțumim pentru ne-ai dat acest prilej minunat de a asculta acest cuvânt. Mulțumim de fratele nostru, Doamne, pentru că Tu l-ai folosit aici. L-ai folosit-o, Doamne, ca să modelezi o inimă care să se roage Ție, Doamne. Te lăudăm pentru lucrul acesta și te binecuvântăm. Ascultă rugăciunea tuturora care suntem în prezența Ta. Avem nevoie să ne asculți rugăciunile, Doamne, pentru că fiecare dintre noi avem nevoie de Tine, Domnul nostru scump. Fără de Tine în lumea aceasta nu suntem nimic, dar cu Tine împreună suntem oameni de valoare, Doamne, și îți mulțumim și Te binecuvintăm, Doamne. Te slăvim, Te lăudăm pe Tine, Te binecuvintăm și Te preamărim de acum și până în veci. Aleluia! Amin! Din nou vă rog în mod respectuos să vă reașezați pe locurile dumneavoastră. Mulțumim Domnului de acest mesaj pe care Domnul ni l-a dat. Dar totuși
vreau să spun doar câteva cuvinte. Dumnezeu e la cap, e în vârful lucrării. Amin? Cel ce poate totul este Dumnezeu. Dar mai țin minte că Dumnezeu vorbește și spune că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu lucrează prin slujitorii Lui. Dumnezeu ne-a vorbit prin fratele Ion. Dumnezeu ne vorbește prin cântare, prin frații noștri care laudă pe Dumnezeu. Dumnezeu va vorbi mai departe prin frații care sunt la evangelizare. Lăudați să fie Domnul! Cetatea noastră e o cetate binecuvântată și tot ce se face aici, Dumnezeu a lucrat printr-un om care i-a pus pe inimă. Și acest om este Merlin. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze. Dacă Dumnezeu l-a binecuvântat să lucreze pe plan spiritual, Dumnezeu l-a ales să fie și primar și lucrează și pentru binele comunității la nivel de primărie. Dumnezeu i-a pus pe inimă și Dumnezeu l-a ridicat, l-a înzestrat, i-a dat putere. Doamne, binecuvintează-l și întărește-l mai departe. Și toată biserica să spunem, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, frații mei. Dacă stăm la dispoziția lui Dumnezeu și ascultăm de Dumnezeu, Dumnezeu își va face lucrarea prin mine, prin tine, prin noi toți, fie că e femeie, fie că e bărbat, fie că e mai tânăr, fie că e mai bătrân. Numele Domnului să fie slăvit și lăudat. Eu aș dori mai departe ca frații noștri, Domnul să-i binecuvinteze, să mai laude pe Domnul cu o cântare două, și mai departe, pentru că aici sunt frați binecuvântați, care fratele Merlin îi cunoaște mai bine decât mine. Eu îi voi da mai departe cuvântul să dirigeze, să prezinte pe frați, să prezinte pe oameni, și dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și pe el și pe toți aceia care sunt invitați. Amin? Trăiască Domnul! Glorie Domnului! Haideți împreună să ne unim în inimile, să lăudăm pe Domnul și Domnul să vă binecuvinteze. 10, 9. O inimă curată, Doamne, este tot ce îmi doresc din partea ta. Curată, Doamne, este tot ce doresc și mult aș vrea. O inimă în care răutate nu stea, o inimă în care să domnești eu aș vrea. Pentru tine, Doamne, să-ți înalțe o sanare către tine cel mai mare, Dumnezeu. O inimă de tare, răutatea să nu stea, o inimă de tare, să domnești eu aș vrea. O inimă deschisă pentru tine, Domnul meu, să-ți înalțe o sanare către tine cel mai mare, Dumnezeu. Tu ești cu citeria
toată inima mea. Tu ești singura mea dorință, să te laud eu ce cum dorește un cer, izvor de apă, așa eu te doresc. Tu ești singura mea iubire, doar al tău eu vreau să fii. Haideți să spunem cu toții, cum dorește un cer? Cum dorește un cer, izvor de apă, așa eu te doresc. Tu ești singura mea iubire, doar al tău eu vreau să fiu. Amin, ajută-ne, Doamne. Și ștergeți lacrima, lasă-ți povara și mergi înspre cer, te așteaptă cununa. Lasă-ți povara de mâna cerului, ce ți-o poate purta în ea. Lasă-ți povara și pace-n suflet, doar El îți va da. Lasă-ți povara, ștergeți lacrima, lasă-ți povara și mergi spre cer, te așteaptă cununa. Lăudat să fie Domnul! Suntem aici adunați în cortul întâlnirii cu un singur dor, cu o singură dorință. Să-L slăvim pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Dumnezeu care a făcut această frumoasă trezire într-o comunitate de la Slobozia Bradului, care înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cu toții știm nivelul nostru din punct de vedere social, dar astăzi Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu a mântuit Slobozia Bradului. Numele Lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Nimeni nu putea să facă lucrul acesta. Oamenii, instituțiile, statul poate căuta să facă ceva pentru romii din Slobozia Bradului. Dar oamenii sunt limitați. Dumnezeu este infinit. Împodobească-L gloria pe El.
astăzi în mijlocul nostru este o sărbătoare. Dar mai presus de toate acestea, mai presus decât sărbătoarea pe care noi o avem, astăzi în slobozia Bradului s-a întâmplat ce s-a întâmplat cândva cu împăratul Solomon. Când o mare împărăteasă a auzit despre înțelepciunea care i-a dat-o Dumnezeu și a venit să vadă cu ochii ei. Știți ce a spus? Am auzit, dar ce văd eu că este în tine, ce înțelepciune este în tine, este mult mai mult decât am auzit. Dumnezeu să fie lăudat! Astăzi, în mijlocul nostru, este un grup de oameni care și-au dorit din toată inima să vină să vadă cum îl slujim noi pe Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu în mijlocul nostru. Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta. De cele mai multe ori, să știți, și îmi cer iertare, în general românii fug de țigani. De data aceasta românii au venit în mijlocul nostru să se bucură că comunitatea de la Slobozia Bradului este o comunitate salvată, o comunitate mântuită, o comunitate răscumpărată de jertfa Domnului Iisus Hristos, o comunitate integrată din toate punctele de vedere. Să merită să spunem cu toții, slăvit să fie Domnul! Numai Dumnezeu putea să facă aceasta. Și dacă cineva pune cândva, sau a pus cândva, sau îndrăznește să pune un semn de întrebare în dreptul existenței lui Dumnezeu, să se uite la slobozia Bradului. Și va vedea că Dumnezeu există, pentru că Dumnezeu schimbă viețile oamenilor. Din oameni alcoolici, din oameni care nu știam ce înseamnă responsabilitate de familie, responsabilitate de părinți, am ajuns astăzi să fim exemple vii. Numele Domnului să fie binecuvântat. Iubiții mei, frați și surori, dragi prieteni care sunteți aici, tuturor vă spunem un bun venit. Să aveți o ședere binecuvântată și vă asigur de un lucru. Că odată ce ați venit aici, după ce veți pleca de aici, veți pleca călăuziți de puterea lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Aici, în mijlocul nostru, nu sunt ritualuri. Nu știu, nu sunt anumite lucruri care poate contrazic dogma de credință pe care dumneavoastră o împărtășiți. Noi credem în Dumnezeu Tatăl, credem în Dumnezeu Fiul, credem în Dumnezeu Duhul Sfânt. Împărtășim aceeași ideologie de credință. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă rog Domnului, timpul pe care îl veți petrece aici să fie un timp prielnic pentru sufletele dumneavoastră. În mijlocul nostru este prietenul și fratele nostru, domnul președinte Nicolae Păun, președinte al Partidei Romilor. Dumnezeu să-l binecuvinteze! Dumnealui, prin activitatea pe care o face, a sprijinit și sprijină foarte mult comunitățile de rom din România. Dar pentru slobozia Bradului, totdeauna să știți că a avut o slăbiciunie. Slobozia Bradului a fost feblețea lui. Dumnezeu să-l binecuvinteze! De asemenea, în mijlocul nostru este președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Cătălin Toma. Dumnezeu să-l binecuvinteze! Domnul președinte, să știți că totdeauna mie îmi spune frate Merline. Și sunt convins că o spune din toată inima și eu l-am caracterizat ca fiind un om de inimă. Știți că Biblia spune, caut un om. Dumnezeu l-a găsit pe omul Cătălin Toma, care să-l pune în fruntea județului, să administreze județul. Și județul Vrancea este un județ cu o comunitate foarte mare a romilor din România. Dumnezeu să vă binecuvinteze, domnul președinte.
Alături de domnul președinte este un primar de suflet, un prieten drag, domnul Fane Popa, Dumnezeu să-l binecuvinteze, care la fel să știți că de fiecare dată când ne întâlnim, vorbește foarte frumos, apreciază comunitatea și marea majoritatea care treceți prin comuna dumnealui, totdeauna să știți că sunteți păziți prin sprijinul pe care domnul primar îl oferă. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Mi-ar lua foarte mult să stau să vă prezint pe toți pe nume, dar marea majoritatea care sunt aici sunt parte a familiei PNL. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Acum dați-mi voie să-i dau cuvântul prietenului și fratelui nostru, domnul deputat, domnul Nicolae Păun, Dumnezeu să-l binecuvinteze, fost deputat. Și viitor. Vă rog să mă înțelegeți că am o stare de emoție extraordinară pentru faptul că noi, oamenii politici, suntem de obicei obișnuiți cu un alt tip de auditoriu. Din acest motiv, chiar dacă cuvintele mele nu vor fi cele mai potrivite pentru această seară, vă cer îngăduința să mă iertați. Încep prin a vă spune un lucru, și anume că fără Dumnezeu nimic, dar nimic nu este posibil. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu nu sunt străin, deși ar părea la prima vedere, nu sunt străin de Biserica Pentecostală, pentru că bunicul meu din partea tatălui meu a fost pentecostal. Domnul primar Merlin a spus un lucru extraordinar, și anume că atunci când crezi în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Sfântul Duh, ești creștin adevărat. Nu este nevoie de ritualuri ca să stai acasă, să pui genunchiul jos și să te rogi. Nu este nevoie ca să stai în fața unei icoane atunci când vrei să treci peste o mare încercare. Este nevoie doar de o inimă bună, curată și care să poată să fie deschisă către Dumnezeu. Tot prietenul și colegul nostru și fratele nostru, domnul primar Merlin, spunea că Slobozia Bradului este o localitate pentru mine de suflet. Da, este, am să vă spun un secret. Am fost aici pentru prima dată în anul 1993. După aceea am fost în anul 2004. Și acum suntem în anul 2023. Eu mă aflu în politică de 33 de ani. La anul fac 60 de ani. Vă spun că un om de mare suflet, cunoscut vouă, și anume pastorul Călin, m-a adus pentru prima dată în Slobozia Bradului și îmi cerea sprijin, pentru ca la București să pot să-l ajut să facă evangelizare. Și unde e în cel mai greu sector, sectorul 5. După cum spuneam, nu eram necunoscător de Biserica Pentecostală și am început ușor, ușor să punem bazele unei biserici, cea care există și acum,
la capătul ferentarului, cea în care, după cum știți, pastorul Călin nu mai este printre noi, este la Domnul, în care slujește fiul său. O să vă spun un secret. Nu vreau să mă laud în fața dumneavoastră, ci vreau doar să vă aduc la cunoștință niște lucruri care cred eu că sunt importante pentru dumneavoastră. La începutul anilor 90, 91, 92, 93, când încă România nu-și găsise drumul, eu eram în politică alături de domnul Ion Onoriu, care era tot penticostal, și doamna Gabi. Eram în politica țiganilor din România, niciodată n-am făcut altă politică, nici PNL, nici PSD. Eram alături de Gheorghe Răducanu, eram alături de Mădălin Voicu și încercam să găsim o traiectorie. Mi-am dat seama atunci că este foarte greu, după un inventar real, clar, al comunităților de romi din România, foarte greu va trebui să reușim să aducem comunitățile de romi la un anumit nivel, la un anumit standard. Pentru că noi, țiganii, până în 1989, n-am făcut politică, nici nu știam cu ce se mănâncă, eram masă de manevră, nimeni nu avea încredere în noi și mai degrabă ne manipula ca să poată să ne ia votul. Credeam atunci că probabil în viața asta fizică nu o să ajung niciodată să văd o comunitate care în primul rând să pună cuvântul lui Dumnezeu înainte, după aceea să înceapă să-și facă rânduiala, și nu credeam vreodată la data respectivă că va exista partid politic în România care să înceapă să acorde atenție oamenilor noștri de bine. Știam că printre noi sunt oameni extraordinari, care pot oricând să facă față în orice funcție, de primar, de consilier județean, de ministru, de secretar de stat, ce mai vreți dumneavoastră. Mă contraziceam cu toată lumea și le spuneam că nu este ceea ce cred ei că văd la prima vedere atunci când se uită la o comunitate de romi. Pentru că țiganii în țara asta au dat valori mari sute de ani de zile și nu avem cum să ne oprim din drumul nostru. Pe lângă faptul că eram puțin încrezător, cu toate acestea mi-am pus în gând ca niciodată să nu îmi pierd speranța și vă mărturisesc că întotdeauna m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea viață să trăiesc, să văd câteva comunități că se ridică, acele comunități să fie exemplu pentru toate celelalte comunități, ca și soluție reală, nu povești, reală, fără să mai caute, să mai bâșbie prin întuneric. Cum reușim noi oare să ajungem la un anumit nivel să ne creștem copiii? Cum reușim noi oare să avem apă, canalizare? Cum reușim noi oare să fim băgați în seamă ca și oameni? Cum reușim noi oare să îi facem pe majoritari să fie frații noștri, să stea la masă cu noi și împreună să ne gândim la lucruri bune pentru lumea asta? Uite care este soluția. Slobozia Bradului este un exemplu viu. În primul rând cuvântul lui Dumnezeu și nimic altceva, după care cei mai buni oameni ai comunității să iasă în față și voi să îi urmați. În anul 2004, în Bărbulești, pentru că ați adus vorba despre Bărbulești, m-am bătut cu PSD-ul, m-am bătut cu PNL-ul, m-am bătut cu toate partidele și am câștigat primăria de la Bărbulești cu 70% pe Partida Romilor. Și din 11 consilieri, 7 consilieri erau de la Partida Romilor. În prima ședință de Consiliu Local,
țiganii noștri au început să vorbească țigănește. Și le-am spus, fraților, stop. Nu se poate consemna în țigănește în procesul verbal. Calmați-vă, vorbiți românește. Și uitați-vă, Bărbuleștiu, cum este astăzi. Avem peste 400 și ceva de comunități în țara românească care trebuie civilizate. 400 și ceva de comunități care așteaptă sprijin. În primul rând, fără Dumnezeu nu se poate nimic. Absolut nimic. Și mai vă spun un adevăr și cu asta am încheiat, nu mai vă rețin. În anul 2000 am intrat în Parlamentul României în funcția de președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități Naționale. Eu sunt creștin ortodox pentru că așa m-a botezat mama mea, dar nu departe de Biserica Pentecostală, pentru că v-am spus că bunicul meu a fost pentecostal. Sunt 17 culte în România recunoscute. Toate cultele veneau la mine în calitate de președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități. Vă rog să mă credeți că mi-era extraordinar de greu ca să pot să stau, să pot să înțeleg pe fiecare în parte. Cu greu încercam să înțeleg ce vrea și cum pot să-l ajut pe fiecare reprezentant a unui cult. Am avut o discuție și este foarte interesant ce voi spune acum cu reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la cel mai înalt nivel, Patriarhul României. M-a invitat la o masă de prânz. Printre alte discuții, i-am spus Patriarhului așa: Înalt preasfinția voastră, vă rog să mă ascultați cu atenție. Greșită să-mi fie poziția, dar suntem în anul 2002. Cred că Biserica Ortodoxă Română s-a cam îndepărtat de comunitățile de romi. Preoții ortodoxi nu prea își fac treaba. Vă rog să înțelegeți că comunitățile de romi au o sete nebună de Dumnezeu. Țiganii nu pot trăi fără Dumnezeu. Ei îl iubesc pe Dumnezeu și pe copiilor. Astea sunt valorile lor. Altceva nu există. Haideți, faceți ceva. Pentru că într-un timp relativ nu foarte îndelungat, veți vedea că acești oameni se vor duce în altă parte. În căutare de Dumnezeu și de liniște sufletească, ori să părăsească Biserica Creștin-Ortodoxă Română, ori să meargă în altă parte. Iată rezultatul după 20 de ani. Foarte multe comunități de romi din România îl binecuvântează pe Dumnezeu aici, în acest cort, cu toții rugându-se pentru binele comunității, pentru binele familiei voastre, pentru binele copiilor voștri. Închei prin a vă spune că ați făcut un lucru extraordinar. Această comunitate în urmă cu 30 de ani, da, confirm, domnul primar Merlin, nu era așa. Nu era așa. Și îmi vin în cap o sumedenie de discuții și de vorbe cu multe persoane după aici. Da, această comunitate a crescut în dumnezeire, a crescut în administrație, a crescut dând valoare oamenilor și copiilor noștri, oferindu-le un viitor. Da, așa este comunitatea cu cea mai mare natalitate. Dumnezeu să vă țină calea și drumul!
cu umilință îmi plec capul în fața voastră și vă spun că tot ceea ce îmi stă în putere în continuare, în următoarele poziții pe care le voi avea începând cu anul 2024, am să fiu aproape de voi. Domnul președinte, oricând este posibil orice, dacă există deschidere din partea dumneavoastră, dacă suntem corecți, dacă ne respectăm cuvântul dat, cel puțin în mine veți avea un partener. Dumnezeu să vă binecuvânteze și iertați-mă dacă am lungit cuvântul. Doamne ajută! Mulțumim! Mulțumim, domnule președinte, Dumnezeu să vă binecuvinteze și în continuare ne rugăm Domnului ca slobozia bradului să fie slăbiciunia dumneavoastră. Dați-mi voie să-i dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Cătălin Toma, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Mulțumesc mult! Lăudat fie Domnul, din ce am observat. La sfârșit. Distinși invitați, domnule președinte, iată că aveți doi președinți în această seară. Permiteți-mi să-mi exprim bucuria de a fi astăzi aici, într-o zi extrem de importantă pentru dumneavoastră, pentru comunitatea pe care o reprezentați. Felicitări, Merlin, domnule primar, pentru ceea ce faceți și, în același timp, gândiți-vă că și pentru creștini ortodoxi, mâine este o sărbătoare extrem de importantă, care ține tot de Dumnezeu. De aceea, exact cum a spus și președintele Nicolae Păun, pe care îl salut și îl asigur de toată deschiderea în ceea ce privește parteneriatul pe care îl avem cu dumneavoastră, atât prin fratele Merlin, da, îmi place să-i zic frate pentru că eu nu am frate, dar pe el îl văd ca un frate, la moștenire să nu ne încurcăm, dar vedem mai târziu. De asemenea, pe domnul consilier județean Toader, cu care am pornit un parteneriat, și mai am un coleg bun când eram senator, era deputat, Daniel Vasile, am fost împreună și am reprezentat România pe la Bruxelles. Sunt amintiți, sunt oameni care s-au implicat, sunt oameni prezenți și de viitor și de aceea cred că astăzi aici, la Slobozia Bradului, avem exemplu de o comunitate care se dezvoltă. Cu siguranță această comunitate are nevoie de foarte mulți bani pe românește. Vă trebuie bani. Și nu bani ca să vă cumpărați telefoane sau alte lucruri. Vă trebuie bani pentru ca această comunitate să beneficieze, atenție, să beneficieze de condiții civilizate. Și de aceea n-am să vorbesc despre mine, despre Consiliul Județean, am să vorbesc despre fratele Merlin, pe care cred că îl susține și sunt convins că are toată susținerea dumneavoastră, pentru că împreună cu dumnealui vrem să avem cel mai mare, cel mai amplu proiect de canalizare, de apă în această comună. Știu că mulți sunt răuvoitori și spun că n-am făcut unul sau n-am făcut celălalt. Dar credeți-mă că și administrația este ca o sămânță. Dacă nu o uzi când trebuie, dacă nu o pui acolo unde trebuie, să știți că nu va crește. Cred că aveți primarul cel mai bun, cred că aveți apa cea mai bună care trebuie să curgă la această sămânță și anume proiectele de dezvoltare și împreună cu Merlin, Consiliul Local, avem posibilitatea să, în curând, o să vă spună și dumnealui, proiectul de 43 de milioane de lei, aproape 10 milioane de euro, cu toate acestea se adaugă încă un alt proiect de extindere și, bineînțeles, veți avea și racordarea la gaze, asta este sigură, dar, cum spuneam, cu birocrație, cu răbdare, cu calm, sunt convins că toate aceste lucruri vor fi posibile atâta timp cât aveți încredere în Merlin. Și acum vreau să vă întreb, așa pentru mine, aveți încredere în Merlin? Păi dacă aveți încredere și noi trebuie să-l ajutăm, nu? Și atunci, exact cum a spus și cum au spus și antevorbitorii, nimic fără Dumnezeu. Dacă suntem credincioși, să știți că și ziua pare mai frumoasă. Iar noaptea nu are dușmani. Gândiți-vă foarte mult la faptul că trăim timpuri foarte, foarte tulburi. Avem un război la graniță și nu-i departe de noi. Ați văzut frații noștri din Galați? Au văzut cu ochii lor cum bombele treceau peste navele respective. Nu-i de neglijat.
De aceea trebuie să susținem cu tărie faptul că suntem în Uniunea Europeană, suntem într-un stat NATO, putem vorbi despre canalizare, despre gaze, despre digitalizare, despre asfaltare, despre lucruri care sunt normale. Pentru că dumneavoastră reprezentați normalitatea. Sunteți o comunitate în plină dezvoltare și acum vă dau ceva din casă. Acum 2 zile m-a sunat primarul dumneavoastră și îmi spuneam și eu nevoie la certificate de naștere. Unii colegi au nevoie la deces, ele cu nașterile. Și eu spun, da, nu e nicio problemă, hai că vorbim. Nu, dar nu prea vor, că, dar zic că câte ai? 350. 350 de certificate de naștere. Este foarte bine că există acest lucru. Mă uit în ochii dumneavoastră și îmi dau seama că avem viitor. Și aș vrea să credeți când spun că avem viitor împreună. Să credem în Dumnezeu, dar să credem și în noi, în oamenii care vă reprezintă și, de ce nu, în România. Mulțumesc foarte mult și la sfârșit sper să nu greșesc. Odel, te binecuvintil, tu men. Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze, domnule președinte. Ne bucurăm de harul pe care Dumnezeu ni l-a dat, de a fi cap și nu coadă. Este îndurarea lui Dumnezeu. Numele Domnului Iisus să fie binecuvântat. Iubiți frați, iubite surori, lucrurile administrative s-au sfârșit. Revenim la slujbă. Doamne, revarsă harul Tău peste noi. Doamne, lasă ungerea Ta peste noi. Frații noștri din București, Dumnezeu să-i binecuvinteze, vor lăuda pe Domnul cu 2 cântări, apoi fratele nostru păstor, Cristian Ionescu, Dumnezeu să-l binecuvinteze, care este păstor al unei biserici din Chicago și președintele cultului penticostal din America și Canada, ungerea Domnului, călăuzirea Domnului să fie peste el. Dumnezeu să-l folosească pentru sufletele noastre. Cuvântul vestit de Dumnezeu prin servul său să pătrunde în adâncul inimii noastre. Și cuvântul lui Dumnezeu să se întoarcă la Domnul cu rod. Rodul înseamnă o viață schimbată. Rodul înseamnă o viață nouă. Rodul înseamnă o inimă nouă, o inimă bună. O inimă care să-L caută pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de cuvântul Domnului care spune, cuvântul lui Dumnezeu, inima îmi zice din partea Ta, caută fața Mea și fața Ta o caut, Doamne. Doamne, pun această dorință în noi să căutăm fața Ta. Doamne, lasă ungerea și călăuzirea Ta peste noi. Amin. În același timp, în timpul acestor 2 cântări, Dumnezeu să vă binecuvinteze, cei ce sunteți familiarizați cu Biserica Penticostală, vom face ceea ce trebuie să facem, coleta bisericii. Aleluia. Glorie Domnului! Lăudat să fie Domnul! Singurul care merită lăudat, onorat și binecuvântat, numele Domnului Iisus Hristos, trăiască Domnul în veci! Eu te iubesc, mila... zi de zi, Tu mă ții în mâna Ta. Din zorii dimineții și până când ador, vreau să cânt bunătatea Ta. Eu te iubesc, mila Ta e nesfârșită. Tu mă ții în mâna Ta. Din zorii dimineții și până când ador, vreau să cânt bunătatea Ta. Căci Tu
te iubesc. Mila ta e nesfârșită, zi de zi tu mă ții în mâna ta. Din zorii dimineții și până când ador, vreau să cânt bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, Doamne, ai fost mereu atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta. Căci tu mereu ai fost cu mine, căci tu mereu ai fost cu mine, Doamne, ai fost mereu atât de bun. Și cât eu voi avea suflare, vreau să cânt bunătatea ta. Ajută-ne, Doamne! Vreau să cânt bunătatea ta. O, ce har nespus! O, ce har nespus! Să-ți predai ființa, să fie Domnul. Să știi că am fost prieten cu tăticul tău, regretatul pastor Cornel Stan. Am fost în evangelizări împreună undeva în anii 80. Să te binecuvinteze Domnul Iisus, să vă binecuvinteze Domnul. Stimați frați și surori, iubiți prieteni, domnilor și doamnelor, stimați demnitari, ne-am adunat în numele lui Dumnezeu și dorința noastră este ca Dumnezeu să fie înălțat și binecuvântat. Vă salut în numele Bisericii Elim din Chicago și în numele Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Salutul nostru este harul și pacea Domnului pe care vi le dorim înmulțite. Aș vrea înainte să spun orice altceva, să citim un cuvânt din Scripturi. Din cartea dregătorului Neemia. Avem foarte mulți dregători astăzi aici. Citiți cartea dregătorului Neemia. Este o înțelepciune și spirituală și administrativă, este modul în care se îmbină spiritualul cu administrativul. Citim din capitolul 13, de la versetul 4. Înainte de aceasta, preotul Eliashib, care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia,
Pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din muș și din unt de lemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. Eu, spune Neemia, nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire să mă duc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliashib pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curețe odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său, ascultarea, propovăduirea și împlinirea Lui în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Permiteți-mi să vă spun că în lumea de origine europeană, când spun asta, mă refer la Europa, de vest, de est, mă gândesc la continentul american de nord, cea mai puternică mișcare de trezire, cea mai dinamică mișcare de trezire spirituală, de regenerare a oamenilor, este în mijlocul romilor. Lăudat să fie Domnul! Nu vorbim aici doar numeric, deși este și numeric. Le spun de multe ori, fraților mei, distanța pe care o parcurge un frate rom în devenirea lui creștină, în lepădarea obiceiurilor vechi, în lepădarea unui stil de viață stricat și murdar, în saltul uriaș pe care îl face pentru a deveni un om de nădejde în societate, un om civilizat, un creștin bun, saltul acesta este așa de mare că nu știu dacă există alte comunități în care Dumnezeu face transformări atât de dramatice. Slăvit să fie numele Domnului! Și nu le face treptat, pentru că Dumnezeu are putere. Le face dintr-o dată. Ceea ce altor comunități le ia multă vreme, în doar câteva decade scurte. Dumneavoastră ați devenit niște oameni de nădejde, niște oameni care merită respectul și aprecierea tuturor românilor și întregii lumi. Să vă ajute Dumnezeu să vă păstreze și să continue să vă ridice până când o să vă ducă în cer. Frate Merlin, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Fratele Merlin ne-a vizitat în Chicago, la Biserica Elim, și a lăsat o impresie foarte frumoasă. A vorbit foarte frumos despre dumneavoastră. A vorbit foarte frumos despre Dumnezeu. Am venit și eu, cam părăteasa de odinioară, se vorbea mai devreme, să văd dacă este adevărat. Mă bucur de bucuria pe care o văd pe fețele dumneavoastră. Mă bucur să vă văd că sunteți îngrijiți. Mă bucur să vă văd că sunteți oameni care știți să ziceți amin și aleluia. Știți să-L slăviți pe Dumnezeu, să fiți închinători în duh și în adevăr. Vă binecuvântez în numele Domnului. Dragii mei, pasajul pe care l-am citit este dintr-o perioadă istorică dramatică în viața
unui popor de robi care s-au întors din robie. Dumneavoastră știți, probabil, că sub conducerea marelui dregător Zorobabel a continuat, s-a finalizat reconstruirea templului de la Ierusalim. La primele valuri de întoarcere din robia babiloniană. Însă Ierusalimul, ca și capitală a Israelului, avea o problemă. Își construiseră case, își cultivaseră grădini, își restauraseră întrucâtva viața lor și a familiilor lor. Construiseră templul, dar cetatea nu avea ziduri. Știți ce înseamnă pentru vremea aceea o cetate fără ziduri? O armată fără aviație. Vulnerabilă oricărui atac. Ei, în perioada aceasta, Neemia face o vizită. El era paharnicul împăratului Ahasveros, cel mai mare împărat al vremii, cel mai mare imperiu al vremii. Și când vizitează țara sa de baștină și o vede fără ziduri, se întristează și plânge. Se întoarce în slujba împăratului, dar nu-și poate ascunde tristețea. Împăratul care îl cunoștea, vă dați seama, între un împărat și omul care testa tot ceea ce bea împăratul ca să nu fie otrăvit, s-a stabilit o relație apropiată. L-a văzut supărat, l-a văzut trist și a spus: Neemia, ce se întâmplă cu tine? De ce ești supărat? De ce ești amărât? Spune: împărate, m-am dus la poporul meu, am vizitat cetatea din care vin și are zidurile dărâmate, râd națiunile de noi. Suntem expuși, suntem vulnerabili, în orice moment putem fi atacați, fără nicio protecție, fără nicio apărare. Încă nu avem o armată puternică. Și împăratul dă un decret și îl trimite pe Neemia, îl detașează la Ierusalim să rezidească zidurile. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: cu mari eforturi și cu mari împotriviri din partea vecinilor care vroiau să-i vadă pe evrei vulnerabili, care nu voiau să redevină regatul puternic de altă dată, Neemia rezidește zidurile. Și după ce rezidește zidurile, se întoarce la slujba lui lângă împăratul Artaxerxe. Între timp, slujbele se reiau la templu, lucrurile intră în normalitate și Neemia și-a o învoire și vine la Ierusalim. Unul dintre cei mai mari dușmani ai poporului Israel în vremea aceea este acest Tobia. Biblia îi numește pe toți, dar el este unul dintre ei. Problema este că marele preot Eliashib se încuscrește cu el. Sunt rude. Și în virtutea acestei relații de rudenie, îi dă o cameră mare în incinta templului, în facilitățile templului. Dușmanul poporului ajunge să aibă o reședință, un apartament în inima spirituală a Israelului de atunci. Am să spun câteva lucruri despre asta și, de fapt, câteva versete de aici sunt rețeta reabilitării spirituale pentru oricine vrea să-și schimbe viața în această seară. Pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și a fost o vreme când inima noastră a fost un templu în care Dumnezeu a fost cinstit, în care i s-a adus închinare. Inima și viața omului este adevăratul templu.
în care Dumnezeu vrea să locuiască. Vă aduc aminte, femeia samariteancă spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, în conversația cu Domnul Iisus Hristos, spune: e o diferență între iudei și samariteni. Samaritenii spun că trebuie să ne închinăm pe muntele acesta. Iudeii spun că la Ierusalim. Tu ce spui? Și el spune: iată că vine ceasul și acum a și venit în care adevărații închinători se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Într-o relație nemijlocită cu Dumnezeu. Nu avem intermediari. Tu n-ai nevoie de nimeni ca să stai de vorbă cu Dumnezeu. Mai devreme ne-am rugat în comun. Sunt oameni care atunci când vin în biserica penticostală și aud o rugăciune în comun sau ne aud strigând de bucurie înaintea lui Dumnezeu, se sperie. Sunt ăștia nebuni. Nu spun că-s nebuni când se duc și văd zeci de mii de descreierați pe un stadion urlând și înjurând ca la ușa cortului. Mai și luându-se la bătaie, mai și îmbătându-se. Acolo nu-s nebuni. La un concert unde circulă luminile prin sală, de dau toți în epilepsie și urlă de leșină ascultându-și idolii. Acolo nu-s nebuni. Dar dacă ai pus câteva sute de pocăiți împreună să strige și să laude pe Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu din toată inima lor, că din bețivi căzuți în șanț a făcut soți și tați de nădejde, că din oameni cu un vocabular spurcat a făcut oameni pedanți care știu să vorbească frumos, care știu să zică vă rog și dumneavoastră. Ei, dacă strigăm de bucurie pentru asemenea lucruri, și că suntem nebuni. Vreau să vă spun că avem un Dumnezeu extraordinar. Domnilor deputați, președinți, sunteți niște oameni simpatici, scumpi. Dar la ușile dumneavoastră oamenii stau la coadă unul câte unul. Și intră pe rând, pentru că nu-i puteți primi pe toți odată și nici nu-i puteți asculta pe toți odată. Dar atât puteți să faceți. Să faceți și Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze. La Dumnezeul nostru nu stă nimeni la rând. Avem un Dumnezeu atotputernic. Toți vorbim deodată. Toți intrăm în Sfânta Sfintelor deodată. Dumnezeu ne aude pe fiecare. Nu pierde un cuvânt, nu pierde o șoaptă, nu pierde o lacrimă. Și economisim timp. Lăudat să fie Domnul. Prin păcat, omul a luat din ceea ce trebuia să aparțină lui Dumnezeu și a oferit dușmanului. Tobia a fost un mare dușman al lui Israel. Noi avem un dușman mai mare și mai rău, care se numește Satana, diavolul. Pe cât de adevărat este Dumnezeu, pe atât de real este diavolul. Te urăște cu o ură desăvârșită, vrea să te facă praf, vrea să arzi cu el o eternitate în iad. Ăsta este scopul lui. Și din nefericire, fără să fie obligat, omul i-a dat o cămară mare din viața lui. Omul i-a dat din timpul lui, i-a dat din energia lui, i-a dat din mintea lui. Și ceea ce n-a reușit să se întâmple cu o cetate fără ziduri, s-a petrecut, cetatea fiind infiltrată în inima închinăriei, printr-un om fără minte,
care s-a încuscrit cu diavolul. De fapt, atunci când tu i-ai dat inima ta celui rău, când i-ai dat mintea ta celui rău, când i-ai dat timpul tău, când i-ai dat energia ta, când l-ai lăsat să-și bată joc de tine, ai comis cea mai mare nebunie din viața ta. Dacă i le-ai fi dat lui Dumnezeu, Dumnezeu transforma ființa ta și viața ta într-un paradis. În familia ta era mâncare pe masă. Între tine și soția ta era o relație de iubire, vorbe frumoase, cuvinte de dragoste. În mijlocul casei tale, copiii tăi creșteau bine îmbrăcați și sănătoși. Asta a vrut să facă Dumnezeu cu noi. Și mă gândesc că mulți din locul acesta au experimentat această transformare. Spuneți voi, care a fost mai bun stăpân? Dumnezeu sau diavolul? Ce a făcut diavolul cu viața ta? A introdus boarfele lui, sarsanalele lui, mizerile lui în odăile inimii tale, așa cum a făcut acest Tobia. A conspirat. Camerele astea din templu au devenit un loc de conspirație. Cum să nimicească națiunea? Asta a făcut diavolul în viața ta. A conspirat zilnic să te distrugă. Și acum vine Neemia și vede lucrurile acestea. Și primul lucru care se întâmplă, auziți, versetul 8 și versetul 9, aceste două versete reprezintă rețeta pocăinței, a reabilitării, a întoarcerii la Dumnezeu. Versetul 8 spune, am văzut. Am văzut răul. Stimați concetățeni, stimați demnitari, stimați politicieni, când de la Uniunea Europeană vine ordin să punem în școlile copiilor noștri manuale care îi învață la o vârstă fragedă, când nu sunt în stare să ia decizii majore pentru viața lor și strecoară confuzie cu privire la identitatea lor de gen, la o vârstă când nu-i pui pistol în mână și îl trimiți în armată, la o vârstă când nu-i dai voie să umble prea mult cu cuțitele, că sunt periculoase, expui mintea lui fragedă, necoaptă, la lucruri pentru care nu este pregătită. Voi vedeți răul ăsta? Mai bine România să trăiască săracă decât să ne nenorocească copiii cu o educație care îl scoate pe Dumnezeu din mintea lor, din viața lor și le nenorocește viitorul. Pentru că cel mai important lucru este să ne fie mintea sănătoasă încă de la o vârstă fragedă, protejată de lucrurile rele. De-aia închideți televizorul, de-aia le limitați timpul la telefon și la tabletă, de-aia îi verificați și le puneți parole și cenzuri, pentru ca să nu li se hrănească mintea cu mizerie, cu gunoi. Că ce pui în minte, aia se va întâmpla în practica vieții lor. În America, de câteva zeci de ani, au scăpat de sub control moralitatea națiunii. I-au lăsat să meargă în câmpuri cu zecele de mii și să se destrăbăleze.
au scos creaționismul din manuale și au introdus evoluționismul, devalorizând viața omului la nivel de animal. Eu stau și mă întreb, în primul rând nu-i știință, să mă lase în pace, domnii savanți. Știința este determinată de observare și constatare practică. Evoluționismul este o imaginație, este o invenție, este o religie ocultă, ieșită direct din capul satanei. Ortodoxi, catolici, penticostali, dacă spunem că asta e Biblia în care credem, aici zice Biblia mea că Dumnezeu e creator. Ei, miliarde, de că au nevoie de mult timp, au nevoie de miliarde, 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 ca să se întâmple așa încetul cu încetul, încetul cu încetul, de parcă ei ar fi fost acolo. Dacă vedeți desene, alea să știți că nu sunt poze, alea sunt picturi, imaginații omenești. Măi, maimuța asta a reușit până la urmă, iar acum cu batalioane de savanți care o ajută, nu e în stare. Când au introdus în curriculum acest demonism al evoluției, i-au făcut pe oameni să pună la îndoială existența lui Dumnezeu, să-L scoată pe Dumnezeu din viața lor. I-a făcut pe oameni să creadă că sunt animale și se poartă ca niște animale. Le s-a spus că drogurile sunt distracție, alcoolul este distracție și trăim o vreme în care pe străzile Statelor Unite ale Americii, în cele mai frumoase orașe din lume, pe malurile unor lacuri strălucitoare, a unor oceane frumoase și mari, curge sânge de tânăr în fiecare zi, în zone, în orașele noastre, în care în timpul unui weekend zeci își pierd viața fără niciun sens, doar pentru că și-au pierdut busola, ghidul, echilibrul, pentru că ei cred că ei sunt animale și că cei din jurul lor sunt animale. Vedeți răul? Când zeci de milioane de copii în faza lor de concepție, în cazemata în care ar trebui să fie în cea mai mare siguranță, sunt vânați și omorâți prin avort. Voi vedeți răul ăsta? Sau dați din numeri? Pe urmă ne uităm la catastrofe, ne uităm la cataclisme, ne uităm la jale, la vaete, la lacrimi, la dureri și îl arătăm cu degetul pe Dumnezeu și ne zice, ce faci, Doamne, că dacă ești bun și atotputernic, de ce se întâmplă atâta rău în lume? Păi cine face rău ăsta, Dumnezeu? Dumnezeu ți-a dat libertate! Te-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Că dacă eram roboți, ne lua de aici, ne pune aici. Și făcea ce voia cu noi. Dumnezeu ne-a dat libertate și noi am folosit libertatea pentru destrăbălare, pentru crimă, să călcăm pe cadavre. Noastră veți spune, dar nu este mai cum se cade decât Putin, pentru că nu avem butoanele lui Putin. Ascultați, Hitler a fost bebeluș, a scâncit, a fost alăptat la pieptul mamei lui, a gângurit. Cine ar fi crezut că va deveni unul dintre cei mai mari criminali din istorie? Și un tigru când este mititel, mai răgnește el, dar îl poți lua în brațe, îl poți hrăni cu biberonul, că încă nu poate să facă ce va face mai târziu.
Diavolul prin păcat, prin nelegiuire, mai întâi la nivelul minții, apoi la nivelul inimii și apoi în practica vieții, distruge în fiecare zi vieți și națiuni. Am văzut răul. Când te uiți în jurul tău, mai ai discernământ să vezi ce e bine și ce e rău? Mai știi să faci deosebirea între ce este bine și ce este rău? Când te uiți în viața ta, în inima ta, în mintea ta, mai știi să faci discernământ între bine și rău? Noi avem niște clișee. Știți că răul începe la nivelul minții și se exprimă cu gura. Am auzit vorbe de genul: auzi, lasă-l că așa e el, e rău de gură, dar are o inimă bună, e bun de pus pe rană. Măi, oameni buni, din prisosul inimii vorbește gura. Dacă are gură rea, e om rău. Ce ție pe limbă iese din minte și iese din sentimentele inimii. Când un om este bun, e bun pentru că a intrat Duhul Sfânt în viața lui și l-a transformat. Și se vede în felul cum umblă, în felul cum vorbește, în felul cum se poartă. Am văzut răul. 2. Mi-a părut foarte rău. Un adevărat om de suflet, când vede răul din jurul lui, îi se sfâșie inima, îl doare, are nopți nedormite. Mi-a părut foarte rău. Sunt oameni în lumea asta care văd răul. Preferă să-l ignore ca să le fie bine. Să nu deranjeze pe nimeni. Dragii mei, eu am o rugăminte la voi. Deranjați pe oricine. Doar pe Dumnezeu să nu-L supărați. Când noi vedem răul și nu ne pasă, îl supărăm pe Dumnezeu. Când noi vedem răul și nu luăm atitudine, îl supărăm pe Dumnezeu. Când vedem răul și nu vorbim împotriva răului, îl supărăm pe Dumnezeu. Tăcând faceți voi dreptate? Cineva trebuie să vorbească în numele sufletelor de copii care sunt contaminați de materiile toxice impuse în manualele lor. Copiii nenăscuți, cele mai vulnerabile ființe, au nevoie de o gură care să vorbească pentru ei. Familia, a cărei redefinire este pe rol. Ascultați, familia nu e invenția mea, nu e invenția ta, nu e invenția unui stat, nu e invenția unui om de știință, nu este invenția unui împărat, unui dregător, unui președinte de stat, unui parlament. Familia este instituție de ordin divin. Dumnezeu i-a făcut bărbat și femeie și a spus: nu este bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit. Când te atingi de definiția familiei, te atingi de ochii lui Dumnezeu, îi bași degetele în ochi lui Dumnezeu. Cineva trebuie să vadă răul acesta, să-i pară rău și să vorbească pentru familie. Una dintre cele mai mari tragedii a fost un demers pentru ca în Constituția României să se păstreze o definiție clară și corectă cu privire la familie. Știți ce a făcut națiunea română?
O fi văzut. Dar nu i-a păsat. Dacă trebuiau să-și voteze un dolar în plus, dacă ar fi trebuit să voteze o străduță în plus, s-ar fi înghesuit, dar când a fost vorba să iasă pentru câteva minute sau nu cu mult mai mult din casă și să spună: noi susținem adevărul cu privire la familie, marea majoritate a românilor au stat acasă. Și pe urmă România vrea prosperitate. Încearcă să se pună bine cu marile puteri. Cea mai mare putere din univers e Dumnezeu. Pune-te bine cu Dumnezeu, România. Ascultă-L pe Dumnezeu, România. Întoarce-te la Dumnezeu, România. Am văzut răul. Mi-a părut foarte rău. Ei, acum e greu de tot. Am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Am aruncat afară din cămară. Ăsta e un act agresiv împotriva unui dușman al lui Israel. S-a dus, a deschis ușa cămării, a luat boarfele lui Tobia, zdrențele lui Tobia, a dat cu ele de-a sfârlit, le-a scos afară. Oh, probabil acum credeți că facem revoluție. Ia deschide tu cămara inimii tale și vezi ce-i de al diavolului acolo. Reforma trebuie să fie spirituală. Știți când se face reformă? Mai întâi când pocăiții se pocăiesc de adevăratele. Pe urmă, când pocăiții se înmulțesc prin propovăduirea Evangheliei, așa cum faceți dumneavoastră aici. Pe urmă, când pocăiții devin primari, consilieri, parlamentari, și Dumnezeu are un cuvânt acolo de spus prin ei. Până atunci deschide inima ta, scoate de acolo minciuna, dă-o afară, scoate de acolo răutatea, dă-o afară, scoate de acolo adulterul și infidelitatea, dă-le afară, scoate de acolo ura, invidia, bârfa, vorbele murdare, dă-le afară. De-aia spunea apostolul Pavel: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Unii cred că trebuie să-și taie mâinile și picioarele. Nu! Astea sunt mădularele firii pământești ale omului păcătos, mădularele păcatului din viețile noastre trebuie tăiate și scoase afară. Pentru că numai după aia ai autoritatea ca Ioan Botezătorul să te duci la stăpânitorul vremii, care a crezut că își poate repudia nevasta, să ia alta, să trăiască dezordonat moral. Pe urmă îl poți arăta cu degetul ca Ioan Botezătorul să-i spui: nu ți este îngăduit să trăiești așa. Ce cauți pe tronul ăla cu imoralitatea ta, cu stricăciunea ta, cu modelul rău pe care îl dai tinerilor și copiilor noștri? Dar mai întâi trebuie să faci curățenie în viața ta și pe urmă să ne ajute Dumnezeu să facem curățenie în comunitățile noastre, în comunele noastre, în orașele noastre, în județele noastre, în țara noastră. Am văzut răul, mi-a părut foarte rău. Am scos afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Versetul 9, apoi am poruncit să se curețe odăile.
Vedeți, Dumnezeu nu numai că ne iartă de păcate, că degeaba ne-ar ierta să ne ducem să le facem din nou. Trebuie curățită odaia sufletului, trebuie schimbate prioritățile, trebuie schimbate preocupările. Vin foarte mulți tineri și îmi spun, sunt legat de o dependență. Și știți că sunt multe dependențe, lucruri de care oamenii nu se pot elibera, le pare rău, nu le place. Ei așteaptă descântece. Dar pot eu să le pun câte cârpe vreau pe cap, să mă rog pentru ei, că nu se întâmplă nimic dacă se duce la aceleași anturaje, în aceleași locuri, cu aceiași prieteni, își petrec timpul în fața imaginilor stricate, n-au cum să scape cu rugăciunile mele. Mă rog pentru ei, dar nu ascultă ce rețetă le dau. Știți care e rețeta? Citiți o oră pe zi scripturile și rugați-vă. Că dacă dimineața te scoli mai devreme și citești din cuvântul lui Dumnezeu, dar citești și cu inima și cu mintea să-L înțelegi și pui hrana asta în sufletul tău și pe urmă te rogi, știi ce se întâmplă? Nu-ți mai arde de prostii. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Nu-ți trebuie niciun descântec, nu-ți trebuie nicio vorbă magică, nu-ți trebuie nicio pastilă, nu-ți trebuie nicio etichetă pe umăr. Scap de băutură, scap de tutun. Le spun la toți cum a scăpat tata de patima fumatului când era copil, tânăr. Tata fuma o singură dată pe zi, de dimineață până seara. Și uneori, nu numai. Nu fuma un pachet sau două. Câte trebuiau. Bunica mea a fost prima care s-a pocăit din familia noastră. S-a rugat pentru toți copiii. La ora actuală, noi suntem o familie foarte numeroasă, probabil vreo peste 300 de suflete, marea majoritate întorși la Domnul, pocăiți. Prin bunica mea. Tata era fumător și bunica se ruga pentru el. Venea la biserică, îi plăceau cântările, asculta predicile cu interes, dar nu se putea lăsa de fumat. Și într-o duminică dimineață, în timpul slujbei, s-a așezat lângă el fratele Vasile Șchiopu. Fratele Vasile Șchiopu nu-l chema Șchiopu, era Șchiop. Nu știa nimeni care e numele lui de familie. Era ușierul bisericii. Mai târziu, când m-am născut și am crescut, fratele Vasile Șchiopu era ușierul bisericii, așa șontâc, șontâc, îi așeza pe toți la locurile lor și își sacrifica trupul, deși era, avea un handicap, de dragul fraților. Vasile Șchiopu s-a așezat lângă el, l-a văzut că lăcrimează și i-a dat un cot și a spus, Ionele, predă-te mai, că la noi se zicea că te predai, adică îți predai viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Capitulezi în fața iubirii sale. Îl lași pe el să fie domn și stăpân. Că știți cum e, noi vrem un Dumnezeu care să fie doctor când suntem bolnavi, care să fie cont la bancă atunci când ne trebuie bani, care să ne descâlcească lucrurile când suntem încurcați, dar nu vrem un stăpân. Dumnezeu nu-i valetul tău de cameră. Dumnezeu nu e robul tău. El intră în viața ta, dar El nu intră ca rob să asculte de tine, să-i dai tu comenzi. El intră ca stăpân, El îți impune un stil de viață. De ce? Pentru că are drept, că e creator. Toate lucrurile pe care noi le facem avem drept de creator asupra lor. Dumnezeu ne-a creat, are drept de creator. Ei, îi spune fratele Vasile Șchiopu, predă-te mă, Ionele. Pe de o parte era rușine, pe de altă parte avea pachetul cu țigări în buzunarul de la cămaș. Și tata a fost serios atunci cu el însuși și cu Dumnezeu și a spus, cum să mă predau eu, cum să mă întorc eu la Dumnezeu, cum să mă pocăiesc? Când eu nu mă voi lăsa de fumat. Și e păcat pentru că Biblia spune, cine nimicește trupul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Alcoolul îți distruge ficatul, tutunul îți distruge plămânii.
tu nimicești trupul pe care ți l-a dat Dumnezeu pentru o vreme să-l îngrijești, să-i porți de grijă. Ai grijă? Problema este că Vasile Șchiopu nu-l lăsa, tot îi dădea la ghionturi. Și în timpul unei cântări de cor, tata a început să plângă. Și-a văzut păstorul de la Amvon, o cunoștea pe bunica mea și îl știa și pe tata. Și s-a ridicat în picioare și a spus, vrea cineva să se predea Domnului. Vasile Șchiopu l-a zgârțit, du-te mă Ionele, ridică-te, du-te. Exasperat, l-a ciupit de picior atâta de tare că a sărit tata în sus. Și păstorul a spus, s-a predat Ionel, vino Ionel în față. Știți ce s-a întâmplat? A ieșit afară din biserică după ce s-a predat, cum s-a predat, și s-a dus la primul duban de gunoi. În vremea aia în București erau niște dubane de gunoi verzi agățate de stâlpi. A luat pachetul de țigări, s-a uitat la el și a spus așa, Doamne, am mama am predat, nu vreau să-mi bat joc de tine. L-a mototolit, l-a făcut praf și l-a aruncat în dugan. Și a zis, de azi înainte, dacă ești mântuitorul meu și dacă ai putere să transform vieți, fă să-mi fie scârbă de tutun. Până în ziua de astăzi, mi-aduc aminte când creșteam, eram mic, și când vedea o bodegă, mama zicea, hai să trecem strada în partea altă, că îi se face rău lui tata. Din ziua aia, pocăința are putere de transformare. Ah, ce mult aș vrea să fie o Românie fără alcool și fără tutun. O Românie care să dea afară, români care să dea afară din viețile lor lucrurile care le terfelesc viața. Televiziuni curate care să dea știri bune, că frumoase sunt picioarele celor ce aduc vești bune. Am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia, apoi am poruncit să se curețe odăile prin cuvânt, prin cântare, prin rugăciune, prin părtășie frățească și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu. Lumea asta are nevoie din nou de Biblie în școli. Are nevoie de Biblie în sufragerii, dar nu ca să stea acolo ca piesă de muzeu, să se deschidă cât mai des. România are nevoie de rugăciune. Intru de multe ori în restaurante și văd pe români așezându-se la masă fără să zică o vorbă de mulțumesc. Știți că respirăm aerul lui Dumnezeu? Știți vreo companie care a făcut aerul? Știți că bem apa lui Dumnezeu? Știți că trăim și umblăm pe pământul lui Dumnezeu? Știți că respirăm cu plămânii pe care ni-a făcut Dumnezeu și inima pe care ne-a creat-o Dumnezeu pulsează sânge în trupul nostru? Știți că judecăm cu creierul pe care l-a întocmit Dumnezeu? Când eram copil, mai uitam să mă rog la masă, că eram copil, mi-era foame, veneam de afară și săream la mâncare și mama punea mâna pe mine, venea lângă urechea mea și zicea muuu, adică numai animalele se așează la masă fără să-i mulțumească lui Dumnezeu. Avem nevoie de rugăciune, nu numai când stăm la masă, când ne culcăm, când ne sculăm din așternut. Uneori, ședințele noastre ar trebui să fie mai scurte și completate cu timp de rugăciune. Am construit și noi o biserică și aș vrea să vă spun că am avut oameni care s-au ocupat de partea de arhitectură, de muncă, dar biserica zi de zi
a stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și într-un oraș mai birocratic decât tot județul Vrancea, la un loc, orașul Chicago, am trecut prin toate aprobările fără niciun fel de amânare, fără niciun fel de obstacol. Și cineva a spus, cum ați reușit? A fost proiectul lui Dumnezeu. Noi doar am fost parteneri cu el. Introduceți rugăciunea în familiile voastre, în viețile voastre, în instituțiile voastre. Și veți vedea că toate lucrurile vor fi mai aerisite, mai posibile, mai binecuvântate. Vă rog frumos, toți care sunteți aici, să vă plecați capul înaintea Domnului. Cuvântarea apostolului Pavel în Areopag a atras diferite reacții. Unii și-au bătut joc de el și l-au numit palavragiu. Alții au amânat și au spus, să te ascultăm altă dată. Și câțiva l-au primit pe Hristos ca mântuitor. Este cineva care în seara aceasta a fost atins de cuvântul lui Dumnezeu și vrea să facă curățenie în viața lui, vrea să-și schimbe viața. Acolo unde ești, în cortul acesta sau în afară, ridică o mână înaintea lui Dumnezeu. O, lăudat să fie numele Domnului, glorie Domnului, glorie, glorie Domnului, mărit să fie numele Domnului, mărit să fie numele Domnului, glorie Domnului, glorie Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Mulți mă întreabă, cum să fii mântuit? Eu îl spun, e așa de ușor, mai greu de păstrat. Biblia spune, prin credința din inimă și mărturisirea cu gura, se capătă mântuirea. Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Ați ridicat o mână în sus. Dacă mai este cineva, mai așteptăm un pic, mai avem răbdare. Pentru fiecare sufletel a murit Iisus Hristos și a stat cu răbdare ore în șir, în arșiță, bătut, sfâșiat de pice, străpuns de cuie, sfârtecat, scuipat, batjocorit, insultat, fără să fi meritat lucrul ăsta. Haideți să avem un pic de răbdare. Mai este cineva care vrea să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor? Lăudați să fie Domnul! Slăvit să fie numele Domnului! Este un creștin aici. Asta e mai greu un pic de recunoscut și de mărturisit. Poate simte că nu mai are putere. Oricare necazuri foarte mari, orică se confruntă cu ispite foarte mari. Și are nevoie să fie umplut de puterea Duhului Sfânt, să trăiască o viață de biruință în Hristos. O, ce frumoasă e pocăința pocăiților! Ridică o mână sus acolo unde ești. O, toți pocăiții vor se pocăiască. Lăudați să fie numele Domnului! Glorie Domnului! Este cineva bolnav aici? Un diagnostic, o suferință, o boală. Știți că Hristos are compasiune, milă. Nu vrea să se atingă de tine în seara asta, o mână ridicată să o vedem. Lăudați să fie în numele Domnului. Frați compi, aș vrea să fac o rugăciune pentru toți. Și pe urmă rânduiți voi lucrurile cum credeți. Dacă vreți să-i chemați, dacă, cum credeți voi. Dar eu vreau să fac o rugăciune. Haideți să ne ridicăm în picioare. Toți care au ridicat mâna ca să fie mântuiți, ca să fie umpluți de puterea lui Dumnezeu, ca să fie vindecați, țineți o mână ridicată în sus. Mâna voastră atinge cerul. Mâna voastră atinge poala hainei lui Hristos. Mâna voastră este un semn al credinței.
mâna voastră ridicată îl înalță și îl onorează pe Dumnezeu. O mână ridicată, ați adus dosarul vostru pe masa Marelui Împărat. Fie ca El să dea răspuns pozitiv tuturor. Doamne, mă rog pentru toți cei care au mâinile ridicate în momentul acesta. În vreme ce mâinile lor s-au ridicat spre Tine, apleacă-Te și prinde-i de mână cu mâna Ta. Dă mântuire și transformă-le viețile celor care au nevoie de mântuire. Te rog, umple de puterea Duhului Sfânt pe credincioșii care au nevoie de mai multă putere, care doresc biruință în viața de credință, care vor să aibă ochii deschiși să vadă, care vor să regrete răul, care vor să dea afară răul din viața lor și să-l înlocuiască cu lucrurile sfinte. Sfințește-i, Doamne! Și apoi mă rog pentru cei care sunt bolnavi, au suferințe în trupurile lor. Tu cunoști necazul din viața fiecăruia. Poate au probleme de altă natură, crize. Oh, câte necazuri noi experimentăm în viața aceasta. În momentul acesta, atinge-te de trupurile lor. Atinge-te de problemele lor. Tu ești soluția universală. Tu poți, Doamne, să lucrezi în viața fiecăruia dintre noi. Iar noi nu putem decât să-ți mulțumim și să te binecuvântăm. Înalță-ți glasul, popor al Domnului, și slăvește-L pe Dumnezeu. Înalță-ți glasul, popor al Domnului, și proslăvește-i numele. Mulțumește-i că El se coboară în mijlocul laudelor. Aleluia! Îl lăudăm pe Domnul cu toții. Aleluia, Osana! Mărit și binecuvântat să fie numele Tău. Aleluia, Osana! Aleluia! Îți mulțumim că lucrezi și astăzi. Îți mulțumim că mântuiești și astăzi. Îți mulțumim că vindeci și astăzi. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu personal pe care îl putem cunoaște îndeaproape. Ești abordabil. Ești la dispoziția noastră. Mărit să fie în numele Tău. Aleluia, Osana, aleluia. Oh,
de stânci, care porți în suflet chin și răni atunci. L-ai găsit pe Iisus când erai zdrobit, ți-a dat vindecare, dar l-ai părăsit. Ai gustat din lume cu oameni felini, vino te așteaptă altă Domn divin. Suflet luat de valuri, vino nu mai sta. Acum e binecuvântat. Cred că fiecare dintre noi putem spune cu tărie: Dumnezeu niciodată nu ne dezamăgește. Spune Scriptura și Domnul Iisus Hristos afirmă: unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, pentru numele Lui, și aș parafraza și a spune, unde se adună oamenii pentru slava Lui Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu lipsește. El este stăpân, împodobiască-L gloria pe El. Mulțumim Domnului de harul pe care Domnul l-a revărsat peste noi. Frate păstor, mulțumim de slujire, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragi prieteni, ne bucurăm că ați fost cu noi la închinare. Ne rugăm Domnului ca harul pe care Domnul l-a revărsat peste noi să vă însoțească în casele și în familiile dumneavoastră și acest har al lui Dumnezeu să dea rod și în inimile dumneavoastră. Dumnezeu să fie lăudat. Adunarea este liberă, vă așteptăm și mâine seară la cortul întâlnirii de la ora 18. De asemenea, cred cu tărie că Domnul ne va însoți. Lăudat să fie Domnul.